Suntem împreună cu Alexandru Arșinel, Cristina Deleanu, Eugen Cristea, au amintiri neprețuite, cel puțin Cristina Deleanu a venit cu o poveste rarisimă în calitate de colegi de facultate cu un parfum anume. Imediat călătorim prin lume cu Eugen Cristea, imediat, apropo de cele șase decenii împlinite, vom vedea ce gândea Alexandru Arșinel la borna celor 60 împliniți. Până atunci, Eugen, ai fost în toată lumea cu ei, în toată lumea, mi-aduc aminte, la un moment dat v-am și adus pe o scenă și v-am oferit un premiu pentru un premiu VIP, da, pentru o experiență teatrală fabuloasă. Ați fost peste tot în lume. Fabuloasă și, cum spunea de asemenea regretatul Dan Puican și maestru Acine, noi am fi meritat să intrăm în cartea recordurilor, pentru că noi am avut peste 130 de reprezentații. Într-un fel suna cum ar fi cea mai jucată piesă peste hotarea unui autor, George Astalos. Au fost clipe absolut extraordinare. Ați ratat vreun continent? Ce anume? Ați ratat vreun continent? Nu, 5 continente. Atâtea sunt sau atâtea au fost? 5 continente. Da, acolo în Arctica n-am. Era frică când trebuia să vă duceți, da, și nu era cam mai frig, greu. Da. Dar au fost 37 de țări așa strict statistic, pentru că în unele țări am fost de mai multe ori. Acum aș vrea să explic un pic prezența Cristinei în această minunăție de întreprindere și în această minunăție de proiect. Deci formula inițială a fost Stella, Tamara, Arșinel și cu eu, dar în unele n-a putut să mai meargă doamna Tamara, de pildă în Dubai. Și atunci Dan Puican a avut ideea, de fapt m-a sunat în ultima clipă să-i pregătesc pașaportul, ce mi-a venit o idee. Intră Stella în locul Tamarei și Cristina în locul Stelei. Da, o întâmplare fericită. Absolut. Oricum mă duceam cu ei pe lângă. Da. Pentru că vreau să văd. Mi se pare normal. Da. A fost o experiență, acum ai mergi cu treabă. Da. Foarte și, multe. Și ultimul turneu pe care l-am avut a fost, din păcate, a fost tot în formula cu Cristina, a fost în Elveția, în care am jucat în 6 zile în 5 orașe diferite. Revenind, dar bine, nu mai vorbesc de atmosfera dintre noi, care nu poate fi descrisă în cuvinte, sau cuvintele nu pot cuprinde tot ceea ce mi-aș dori să spun. Dacă mă întreb strict de maestru Arșinel, pe care eu l-am întâlnit prima dată în studioul radiodifuziunii, când eu eram la vârsta pantalonilor scurți. Ce frumos! Și da, și atunci i-am văzut pe cei mai mari actori a celor vremuri. Maestru era foarte tânăr, firește, pe atunci. După care ne-am împrietenit, după care Dumnezeu ne-a ajutat și am participat la 3 sau 4 titluri, vreau să zic, la Teatru Tănase. Chiar și acum mi-a oferit, alături de domnul Muraru și de doamna Valentina Fătu, un rol într-un spectacol care are mare succes, se numește Spectacol în Oraș, sper să-l jucăm luna viitoare. Și de asemenea, că lucrurile au și revers, maestru Arșinel a jucat cu imens succes în celebra piesă Ploșnița, pusă în scenă la Național de Horea Popescu, unul dintre cele mai curajoase și mai periculoase spectacole ale acelor vremi. Exact, în 1982 am avut eram. Nu 3, lucru. 375 de reprezentații. Maestru Arșinel era îl dubla, de fapt erau la egal cu maestru Demrădulescu, care și a făcut de asemenea o creație absolut uluitoare. În ceea ce privește relația... Și era în distribuție. Da, eram amândoi în distribuție, dar făceam parte din grupul celor 8 prezentatori. Și tineri și frumoși. Da, tineri și frumoși la vremea aia. Exact, îmbrăcați. Aurii, ca niște cosmonauți. Da, foarte eram frumos. Foarte și l-a marcat foarte mult pe maestru Arșinel prezența sa la Național.
și jur, asta mi este greu, venea după fiecare spectacol, bă, eu în tine am încredere, spune, de... mai este zic, chiar mi-a plăcut, știți că nu mă joc cu cuvinte și chiar era, făcea altceva decât făcea Demire Dulescu. Ne-am împrietenit, am fost în foarte multe turnee și prin țară, vreau să spun, și ne-am întâlnit de foarte mult pe scândura radioului, dacă îmi dai voie să-ți spun, și prietenia noastră s-a prelungit și în acești ani în care n-am mai colaborat în mod direct, pentru că trebuie să vă spun că amândoi sau pe rând vorbeam măcar o dată la două săptămâni cu maestru, măcar o dată la două săptămâni. Așa cum vorbeam și cu doamna Tamara. Și cu doamna Tamara, așa, și cu doamna Stella, și cu domnul Puican. Deci am păstrat această relație pentru că ea a venit din adâncul sufletului și din adâncul inimii și din adâncul bucuriei de a fi împreună. Dragă Cristi, erau și alte vremuri, și anume niște vremuri normale. Așa este. Apropo de prieteni și de asta, și am spus de multe ori, zic, mai, eu nu l-am tutuit niciodată, apropo, asta între noi fie vorba. Domnul Arșinel, zic, pentru mine, zic, sunteți, pe lângă faptul că suntem colegi de breaslă, sunteți ca un mare prieten, un frate și un tată care m-a învățat cu drăgălășenie foarte multe din tainele meseriei acesteia actoricești legate strict de comedie, de efectele comice, de măsură. Mai vreau să fac o precizare. Măsura e un cuvânt foarte frumos. Da. Eugen, mă întorc la tine. Apropo, într-o bună zi mi-a spus Stella Popescu și asta am mai povestit. Domnul Brancu, apropo de meseria dumneavoastră, un singur lucru important. Ce, doamna Stella Popescu? Măsura, domnul Brancu. Asta lipsește în vremea asta. În vremuri fără măsură, să-l vedem pe Alexandru Arșinel și ne întoarcem la Eugen Cristea la împlinirea a 6 decenii de carieră. Nu de mult. Maestru Alexandru Arșinel, care se află la Teatru Tănase, în legătură directă, live cu noi chiar de acolo, de lângă locul în care și-a petrecut atâția și atâția ani din viață, decenii, 60 de ani de carieră, un moment absolut excepțional pe care îl celebrăm și ne bucurăm. Maestre, aveți o fotografie, vă rog să-mi arătați ce fotografie aveți în mână. Drept pentru care vreau să-ți arăt primul travestit care l-am jucat cu Stella la Boema, la Grădina Boema, alb-negru. Ce frumos, ce frumos. Da, ia, uite ce frumos eram. Da, ați rămas, chiar v-ați făcut mai frumos, dacă stau bine să mă gândesc. Mai frumos. Și aici, într-un turneu la Tel Aviv, împreună cu marele actor Nestroie. Da, o celebritate și un mare actor a anilor 40-50, da. Mare cuplu, Stroie, da. Și Vasilar. Și aici, una din persoanele importante din timpul Revoluției Române, regretatul domn... Ion Rațiu. Rațiu. Da. Da, da, da. Și dacă vrei să îți arăt pentru prima dată o fotografie, sunt cu Corneliu Coposu, Stella, și deasupra eu în balcon la radio în timpul Revoluției cu Ana Blandiana. Da, chiar aș vrea să văd această fotografie. Iată, așadar, în balcon, decembrie 1989, Alexandru Arșinel, Ana Blandiana și jos o imagine absolut superbă. Asta e imaginea de acolo. Așadar, dovadă că maestru a fost pe baricadă. Deci imaginea de mai jos, să face zoom colegul acum, Corneliu Coposu, până în 1995, când ne-a părăsit în toamnă Corneliu Coposu, alături de Stella Popescu și Alexandru Arșinel. O fotografie absolut superbă, maestre. Cristi, te rog să mă crezi că niciodată n-am vrut să demonstrez unora. Cei care m-au văzut și cei care mă știu, nu din timpul Revoluției, dinainte, când Boema era o adevărată baricadă a revistei românești, știu exact ce gândesc și ce am gândit. Aici, la o reuniune cu românii la Chicago, unde invitat important principal a fost Old Shatterland. Aici la aeroportul din Chicago, îl vedeți pe, exact, îl vedeți pe marele actor Donald Sutherland alături de Marius Țeicu, Stella Arșinel. Într-adevăr, o fotografie absolut senzațională cu unul dintre marii actori ai Hollywoodului, Donald Sutherland. Și
Da, da, da. E, ce să-ți mai arăt? Ce vreți dumneavoastră, aici maestre? Aici un color de data asta, un travesti color. Da, cu stela. Ce superbă era. Ce superbă. De asta trebuie să vorbim, Cristi. De asta lucrurile frumoase care pot face pe oameni să zâmbească. Iar aici sunt cu echipa de aur a Teatrului Național de Radiodifuziune, cu marele regizor Dan Puican, cu piesa Caviar, Vodcă și Baibaie a lui Astaloș în turneu în jurul lumii. Așa, aici este. Suntem în Brazilia. Da, este o echipă de aur. George Astaloș a scris piesa, Tamara Buciuceanu, Botez, da, Stella, da, Popescu, da. Alexandru Așinel, Eugen Cristea și Tamara, Dan Puican. Stella, da. Eugen Cristea și eu. Și, și eu. Și tu, Eugen. Da, da. Excepțional, excepțional. Vorbeam de măsură, da, și neapărat țin să precizez. Imediat avem niște poze senzaționale, stați cu noi, te ascult. Da. Da, deci hai să vorbim de măsură și după aceea. De măsură, da. Vreau să mă refer la ultraprofesionalism, dacă poate exista acest cuvânt, dacă nu îl inventăm noi astăzi. Să fie inventat. Noi, făcând asemenea turnee, aveam după noi și ilustrația muzicală a spectacolului, de care mă ocupam eu. Am trecut prin toate etapele, atenție, foarte interesant. Am pornit de la caseta audio. Ce pe urmă am ajuns pe bandă de magnetofon, pe urmă pe CD, pe mini-disc, până am ajuns la Elveția, la stick. Mi s-a părut cu aceeași piesă. Cu aceeași piesă. Excepțional. Și firește cu aceeași ilustrație muzicală. Dragă Cristi, Arșinel, împreună cu mine, mă lua, mă scula din somn, că așa. Eu mai dormeam după amiezele și zice, gata, puștiu, hap, la sală, cu două ore înainte de spectacol. Două ore, dragul fantastic. Meu. Două ore. Treci la alea, gata, maestre, hâșt, fâst, pă. A alerga până în fundul salii. Bagă stânga mai sus, e prost, hai, bașii, dreapta, ia, zice. Și ai venit la mine, Doamne. S-aude, bă, du-te în sală să mă auzi. Mă nu lăsa până nu ieșea perfect sunetul. Eu n-am pomenit așa ceva. Parcă eram maestru de sunet. Vezi, de la ăștia e ce să înveți. Așa este. Ce să, nu mai ce sunteți să... mulți, din păcate. Asta mă gândeam și aseară. Nu știu, primul gând pe care l-am avut, imediat o să vedem aceste imagini pe care au avut amabilitatea să ne le aducă Cristina Deleanu și Eugen Cristea. Am avut aseară un gând, nu știu dacă a fost bun, adică dacă e gândul pe care trebuia să spun. În momentul în care am fost întrebat la Focus despre acest eveniment trist, m-am gândit că totuși aseară undeva foarte departe era un spectacol cu Stella și Arșinel și de data asta domnul Arșinel nu mai putea lipsi. Ia să vedem această imagine. Opa! Uite, aici e un moment în care a fost un premiu pe care l-am oferit lui Alexandru Arșinel, unul dintre multele distincții pe care am avut onoarea să-i-l ofer. Aici a fost la lansarea cărții mele. Îi mulțumesc foarte mult pentru prietenie și generozitate. Am fost împreună la bine, dar mai ales la greu, să știți. Că de fapt asta e important. Când domnul Arșinel, i-a fost greu, când a avut momente grele de sănătate, când a fost atacat cum un om ca domnia sa nu merita, am fost acolo. Hai să vedem aceste imagini. Așa, hai să le derulăm încet. Derulăm încet. Deci aceasta este făcută în Dubai, unde a fost debutul Cristinei în Formula 9, fără doamna Tamara Buciuceanu Botez, în prim plan maestru Arșinel Cristina Eugen, în plan mai îndepărtat doamna Stella și maestrul Dan Puican. Suntem într-un hall la unul dintre hotelurile de lux din Dubai, unde, în paranteză fie spus, am avut un succes absolut extraordinar, plin de emoții. pentru tinerii debutanței. Mai departe, foarte frumos. Sunt convins că a fost un moment minunat. Vă răscolește și pe voi. Da, chiar ne răscolește. Amintirea aceasta, iată. Da, aici este undeva în Germania. Suntem cu un preot care a fost gazda noastră în aceeași formulă. Iată, aici era cu doamna ta. Da, în formula inițială, ca să zic
așa, părintele respectiv și o domnișoară care ne-a însoțit și a fost ca un fel de ghid și un fel de mini-organizator al spectacolului nostru de acolo, de asemenea cu mare, cu mare succes. O vedem și pe doamna Tamara, da, dragă de ea, că ne e dor de ea și de doamna Stella Popescu, merge, da, mai departe. Oameni care, în momentul în care vorbeau, îți transmiteau, aveai ceva de învățat, exact, cum spunea și Dan Negru. Ai avut o idee foarte bună cu pozele astea și vă bucurați și voi că le-ați căutat. Da, mergem mai departe. Și noi amintirile. Da, asta este o poză la Viena. Doamna Stella nu apare pentru că dumneaia a făcut poza neavând pe altcineva din pe aproape, dar s-a oferit dumneaia să ne facă fotografia. Foarte Iată frumos. Maestru Dan Puican, care a fost inițiatorul acestui proiect. Aici suntem de asemenea la subsol, în holul unui în Dubai. După pereții de aur, sigur, în Dubai. Exact, exact. Tot Dubai, da. Așa, aici e fotografia de mai devreme. Unde erați aici? Este fotografia de mai devreme. E bine, această fotografie este făcută la Amsterdam, în fața muzeului... ia uite, mă, ăla cu urechea tăiată. Hai că... Van Gogh. Muzeului Van Gogh, da, care a fost de asemenea o zi petrecut, o zi întreagă petrecut acolo. Iată în fotografie, în dreapta spate, doamnei Tamara, este minunata soție a domnului Arșinel, doamna destin. Marilena, da, cu... Un destin teribil, vreau să ne oprim asupra acestei imagini, pentru că, doamnelor și domnilor, de mai mulți ani de zile, doamna Arșinel este... țintuită la pat, de foarte multe suferințe și de fiecare dată când vorbeam cu domnul Arșinel, îl întrebam și de soție și îmi spunea: Cristi, e greu, dar mă bucur că este lucidă, că vede și mă bucur că putem să vorbim. Nu-mi pot imagina cât de sfâșiat este sufletul ei. Nu-mi pot imagina, pentru că sunt convins că dincolo de toate, domnul Arșinel a fost stâlpul, el în jurul lui s-a construit tot până la urmă. Așa este. Și mai mult decât atât, aș pronunța și un alt cuvânt superb, apropo de maestru Arșinel: devotament. Așa este. La Așa bine este. Și la rău, se spune, da? Așa este. Dacă mi-ngădui, faptul că a avut atâtea lucruri de tras. Așa este. Omul ăsta, în primul rând cu sănătatea lui. Da. Care s-a agravat, s-a înrăutățit datorită pumnilor din spate care au venit pe neașteptate. Eu sunt convinsă că și faptul că Marlena, dintr-o nefericire, dintr-un accident absolut banal, a avut și probabil în continuare are de suferit, iar Alexandru și-a asumat existența lor împreună. Așa. Frumos spus. Foarte frumos. Da, pentru că băieții sunt foarte devotați, sunt foarte atenți, dar perechea, el cu soția, înseamnă altceva. Sigur. Și asta cred că l-a și... Într-un fel, în suflet... Și-a pierdut elan și bucurie. Da, o revedem pe doamna Marlena Arșinel, exact în brațele soțului, doamna Stella Popescu. Aici unde erați? Doamna Tama, aici suntem în Africa de Sud. Wow! Da. Ce frumos! Eugen, Cristina, și acolo este soția domnului Dan Puican, minunata Mioara Puican. Nu știu dacă știți, să vă aduceți aminte, doamna Stella Popescu că a fost căsătorită cu Dan Puican, da, iar știm. O prietenie și o colaborare minunată între Mioara și Stella, da, uluitor. Excepțional. Ce înseamnă viața, dragă Cristi? Viața, ce dar e și viața? Calitatea umană. Și calitatea umană. Și dacă mai avem vreo fotografie, să o vedem acum, după care avem un moment frumos. Da, asta aici este la Paris, undeva...
mai, cred că mai spre la Défense. Da, 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 după aceeași formulă. Da, nu, mint, pentru că în clipa asta am recunoscut-o. Nu, suntem la, deși n-aș fi, da, mă rog, trebuie să spun, suntem la Bruxelles, dragă Cristi, deși ai înțeles, da? Da, 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 da. Iar în dreapta maestrului Arșinel este extraordinara noastră prietenă de la Centrul Cultural Belgo-Român, Carmen Drăghici Hopârtean, care ne-a fost gazdă, un om minunat, pe care l-am mai vizitat și apoi cu alte spectacole de această dată în doi. Făcute în doi, un spectacol în doi sub bagheta tânărului regizor Daniel Nițoi, o piesă excepțională scrisă de George Arion, special pentru noi doi. Restul se știe, doamna Marilena, da. Doamna Doamnelor Mioara și domnilor, și... revenim la Cristina și Eugen. Până atunci, un moment absolut răscolitor. Alexandru Arșinel despre 2022. Ce și-a dorit? O ultimă dorință pentru 2022. S-o vede. Suntem împreună cu maestrul Alexandru Arșinel, care se află la Teatru Tănase, în legătură directă, live cu noi chiar de acolo, de lângă locul în care și-a petrecut atâția și atâția ani din viață, decenii, 60 de ani de carieră, un moment absolut excepțional pe care îl celebrăm și ne bucurăm. Maestre, aveți o fotografie, vă rog să-mi... Că ați excelat și excelați pe partea profesională, dar acasă aveți timp să gătiți, nu știu, un cozonac de sărbători, nu o pască? Un cozonac, adică nu mă bag la ce, la ce e mai greu, dar mă bag la diferite răcituri, piftii, adică, de asta, de curcan. Există pe piață aripi, diferite porțiuni din curcan care dau bine la piftie. Salată de băf și acolo mă bag. Nu le place, mănânc eu. Adică nu avem pierderi. Un gând pentru anul care urmează și planuri, ce planuri? Ar vrea să jucăm. Pentru noi lucrul cel mai important pentru artiști este să joacă. Să fim pe scenă, să aducem cât mai multe personaje și momente artistice bine realizate, să ne bucurăm de scena pe care o iubim foarte mult. Singurul off pe care Alexandru Arșinel îl are pe inimă sunt problemele de sănătate cu care se confruntă în ultima perioadă. Am suportat o operație specială, să zic, pe inimă și operația reușită, un doctor excepțional care a reușit să mă aducă mai aproape de viață. Toată lumea vă cunoaște, mereu v-ați afișat cu zâmbetul pe buze. Problemele de inimă se fac de la anumite supărări și necazuri. Dumneavoastră ați avut necazuri și supărări? La ce te referi? Pentru că... Problemele de? De la inimă. Ha, de la inimă. Cât a dus inima asta? Am 82 de ani, adică e o vârstă care trebuie băgată în seamă, nu trebuie neglijată. Eu cred că am avut multă încredere în inima mea și în inima celor care dădeau mâna cu inima mea. Așa că sper să mai apucăm așa o întâlnire aici și să
discutăm despre cum a fost, cum s-a umplut timpul de la ultima noastră vedere sau revedere. Înțeleg. Sper să mai apucăm încă o întâlnire. Ce vreți să spuneți? Să ne mai vedem. Da, asta da, înțeleg. Păi da, să ne mai vedem. N-am zis nimic rău. M-am încurajat singur.